18 modificări care le-am găsit pe iOS 18. Video nu l-am postat mai devreme fiindcă am vrut să analizez sistemul și să văd cât de stabil va fi pe diverse modele de iPhone și iPad. Pe lângă asta am găsit și un bug legat de Telegram. Când pornești un video care-i trimis ca fișier, păi nu poți să-l închizi sau să-l oprești. Doar dacă închizi telegram. -ul. Problema există anume pe iPadOS și iOS 18, dar cel mai probabil de vină e Telegramul neoptimizat. iOS 18 poate fi instalat pe modelele prezentate cu tocmai 6 ani în urmă, începând cu iPhone 10R și 10S. De aceea, dacă ai unul din cele numerate și mai nou, poți să instalezi această actualizare. Cel mai probabil e ultima pentru telefoanele prezentate în 2018. Despre inteligența artificială nu vom vorbi, fiindcă aceasta va fi disponibilă abia cu iOS 18.1 și aceea doar în limba engleză. Dar și fără inteligența artificială, schimbări sunt destule, deși la prima vedere pare că sunt puține. De aceea, astăzi o să vă povestesc despre 18 din acestea. Eu mă numesc Nicolai, tu ești pe canalul Second View și hai să începem! Primul pe listă avem ecranul de blocare. În sfârșit putem înlocui lanterna și camera cu alte funcții. Tot ce trebuie să faci este să ții apasat pe ecranul de blocare, apeși personalizați, alegi ecran de blocare și înlocuiești camera cu alte funcții mai necesare cum ar fi activarea și dezactivarea datelor celulare. Iar în loc de lanternă putem pune, nu știu, camera, lupa, temporizator, alarma și multe altele. Chestia asta cu datele celulare e o plăcere mentală aparte. Doar apeși și s-a activat internetul. De ce Google nu adaugă asta pe Android? Pe pixelul meu, de exemplu, sunt vreo 5-6 la număr, în timp ce pe iPhone sunt o grămadă. Pe lângă asta este disponibilă și opțiunea de deschidere a aplicației direct din ecranul de blocare. Sau dacă ești minimalist, poți elimina butoanele și ai un ecran de blocare curat, fără nimic Mic în plus. Eu aș lăsa pe partea dreaptă datele celulare, pentru mine e foarte important, pe partea stânga lanterna, fiindcă camera o pot porni și cu un swipe pe la stânga la dreapta. Pe lângă asta, tot pe ecranul de blocare, poți modifica fontul la ceas. Aici poți alege chiar și alt tip de cifre pe care nu le cunosc. Punctul următor e ecranul de acasă. Aici poți spune bine ai venit dezordine, fiindcă poți plasa aplicațiile oriunde vrei tu. Acestea deja nu se vor grupa ca de obicei. Acum, unde o plasezi, acolo și rămâni. Exact cum e pe Android. Vrei doar pe partea dreaptă, dacă vrei doar pe partea stângă, vrei o aplicație în colțul drept de sus, alta în colțul drept de jos, cu widgeturile putem face exact aceleași mișcări, de aceea le poți plasa oriunde vrei pe ecran. Pe lângă asta poți customiza și iconițele aplicațiilor. Selectezi dimensiunea standardă a acestora sau dacă ai probleme cu vederea ca și mine sau iarăși ești minimalist, le poți face mai mari și fără descriere. Sau poți transforma aplicația direct în widget. Ai trei dimensiuni la alegere. Aici e necesar să ți-ai apasat pe aceasta, după care îți apare meniul de unde poți alege dimensiunea necesară. Deci puteți vedea cum arată TikTok-ul, Instagram-ul și Telegram-ul meu. linkurile urile cărora le puteți găsi în descriere. Suplimentar, poți face imaginea de fundal luminoasă sau întunecată indiferent dacă tema dispozitivului e închisă sau deschisă. De asemenea, aparte poți seta tema iconiților, vrei mai luminoase, vrei mai întunicate, poate un combinat sau A4 a patra variantă într-o singură culoare. Ceva ca pe Android, doar ca de obicei, gândit cu mult mai bine. De aceea eu să vă arăt un exemplu pe un iPhone și un Pixel 7 Pro. Dacă priviți atent la Pixel, ca de obicei unde dezvoltatorii aplicațiilor nu le-au optimizat după noua versiune de Android, avem o parte de iconițe colorate în tonul de culoare ales și altele care au rămas nemodificate. Dar dacă mergem la meniul telefonului, culoarea iconițelor nu s-a modificat deloc. Pe iPhone totul e gândit ca de obicei. Îți alegi culoarea preferată, dacă vrei mai deschisă, mai închisă, cu mai multă saturație sau alb-negru, iconiță mare sau mică și ai așa un meniu compus doar din albastru și negru. Mi se pare că arată un pic straniu fiindcă eu eu de obicei mă orientez la aplicații nu după denumirea acestora, cât după culorile lor, dar pe plan tehnic nu pot să spun nimic totul e făcut la nivel. El lângă asta poți bloca fiecare aplicație în parte cu Face ID. Ți-a pasat pe aplicația necesară după care alegi impuneți utilizarea Face ID. Respectiv, acum poți să dai telefonul alte persoane care nu ar trebui să aibă acces la poze sau alte aplicații prea personale. În timp ce odată cu Android, nouă Google au blocat înscrierea apelurilor sub orice formă, cât nici cu aplicația aparte nu o puteai face, păi în 2024 Apple au spus că asta e ce, e ce ne trebuie nouă. O băgăm la nivel de sistem. Mm -hmm. Ce drept, funcția va fi disponibilă odată cu iOS 18.1. Aici, în timpul apelului, va fi destul doar să apeși și un buton din colțul stâng de sus, după care se va da un semnal, iar interlocutorul tău va fi la curent că apelul se înscrie. După care, fișierul este salvat în notițe, unde îl poți asculta încă o dată sau poți să-l partajezi cu cineva. Poate cei de la Google își vor da seama că au făcut o greșeală odată cu eliminarea acestei funcții și în vreo 2-3 ani o vor întoarce sub pretextul AI poate înscrie apelurile în telefonul tău direct, ceva, ceva de genul, parcă văd că va fi, dacă vor întoarce desigur, sau sub nivel de securitate vor spune că, sub nivel de securitate, sub pretextul de securitate vor spune că nu putem băga această funcție, fiindcă Statele Unite sau Uniunea Europeană nu ne permite să băgăm la nivel de sistem și așa mai departe. Probabil. Nu țin minte din ce motiv au scos această funcție, dar... Sper, dar puțin probabil că o vor întoarce. Dar sper. Următoarea funcție practic nici nu era așteptată deja. Iar utilizatorii de Android vor râde din toate puterile. Fiindcă pe toate modelele de iPhone cu iOS 18, în aplicația cameră vei putea pune video pe pauză în timp ce filmezi. Da, până acum această funcție sau opțiune nu a fost disponibilă. Deci, de când există filmarea pe iPhone, puteai doar opri video și nu puteai pune pe pauză. Dar ce e că au pus-o, deja e bine. Bravo, revoluție, evoluție și așa mai departe. Dar una din cele mai mari modificări a primit o bara de stare. Pe lângă funcționalitatea care a primit-o, sunt și modificări vizuale destule, încât să înțelegi că, da, s-a schimbat. Designul iconiților a devenit mai rotunjit. Iar pe lângă asta, nu pot să cred că vorbesc despre iOS, pot fi personalizate și mai tare. Acum, pe lângă amplasarea, adăugarea sau ștergerea acestora, poți modifica chiar și mărimea. Poți face ca o iconiță să ocupe un spațiu dublu sau chiar unul de tocmai 4 iconițe, dacă ai nevoie o funcție să fie mai mare decât restul. Pe lângă asta, bara de stare acum se împarte în 3, deci avem pagina principală. Printr-un swipe în sus nimeriști în meniul playerului muzical, iar cu încă un swipe nimeriști la conexiune. În partea stângă de sus poți edita sau adăuga alte funcții, iar în partea dreaptă butonul Power Virtual, cu ajutorul căruia poți deconecta telefonul, care nu este destul doar să-l apeși, ci trebuie să-ți iei apăsat ca pe un buton fizic. Pe lângă asta, tot în partea de sus, dar pe mijloc, ai notificările dacă una din aplicații îți utilizează microfonul sau camera. Într-un fel, pe lângă comoditatea plasării care o are această bară de stare, acum a devenit mai comodă și mai personalizabilă aplicația calculator la fel a primit un upgrade semnificativ. Acum ai istoria calculelor făcute care sunt clare, nu cum e pe pixelul meu, unde nu se înțelege de unde istoricul calculatorului ia acele socoteli. Ai și o conversie de valută. Nu sunt sigur că e exactă, dar cu aproximație poți coti ca orice moldovean adevărat câți lei poți să primești pentru 100 de euro. Iar pe lângă calculatorul simplu mai sunt două tipuri, științific și note matematice. Aici nu mă aprofund fiindcă am învățat la oman, dar pentru școlari vă spun de start că o să vă fie foarte tare de folos, așa că aveți în vedere. O altă funcție care ar trebui să ajute pe cei care au starea de vomă când stau în telefon aflându-se în transport e repire de mișcare în vehicul. Și iată ce face aceasta. Când o activezi, pe ecran îți apar niște puncte care se mișcă în sensul opus a mișcării tale, ceea ce în mod normal ar trebui să minimizeze starea de rău. Personal nu am așa senzații, de aceea nu vă pot confirma cât de bine lucrează, dar cred că se vor găsi persoane în comentarii care ne vor spune cât de bine își face treaba. Eu mi-am pus-o pentru o oarecare eventualitate în bara de stare, iar la alegere ai trei opțiuni. Activată mereu, dezactivată sau activarea automată în automobil. Cel mai probabil asta lucrează cu ajutorul GPS-ului atunci când telefonul înțelege că te miști cu o viteză mai mare sau pot fi alți senzori, nu știu. Lanterna la fel a primit careva modificări, însă acestea vor fi disponibile doar pe modelele cu Dynamic Island. Respectiv, pe al meu iPhone 13 nu este disponibil, dar pe iPhone 15 Pro Max totul e în regulă. Deci ce e nou aici? Pe lângă animația interactivă care arată cum luminează pe moment lanterna telefonului, poți regla dispersia și puterea luminii care chiar funcționează

are un efect vizibil, ceea ce ne spune cât e de complicat făcut același blitz la Apple față de un Android. Setările la fel au primit o redesenare ușoară a iconițelor. Acum acestea arată mai simpatic. Bateria a fost mutată în parte de sus lângă conexiuni, camera la fel a fost mutată mai sus, iar lista cu toate aplicațiile a fost mutată pe ultima poziție, cât să minimizeze meniul setărilor. Acum la baterie ai graficul de încărcare unde îți este indicat cât timp telefonul s-a încărcat rapid, cât timp a fost pe repaus și cât timp s-a încărcat lent sau ai utilizat un încărcare încărcător cu încărcare lentă. Pe lângă asta a fost adăugată încă o opțiune care se află sub starea de sănătate a bateriei. Aici poți alege până la câte procente telefonul se va încărca. Intervalul e de la 80 până la 100%. de Așa că dacă în timpul zilei observi că nu ai nevoie de o baterie încărcată complet, poți seta o limită de încărcare maximă la 85-90%. de Astfel, măcar bateria nu degradează la fel de rapid. Iar primele neclarități care le veți avea după actualizare la iOS 18 e galerie sau foto. Aici totul a fost modificat la maxim încât nu înțelegi ce și unde se află în primul timp. Ceea ce am pățit-o și eu, dar deja cât de cât am înțeles ce și unde stă. În partea stângă de jos ai două indicatoare. Când apeși pe ele, ai sortare după adăugare și data capturării. După vine filtrare care îți oferă posibilitatea să alegi ce articole vor fi afișate în galerie. De exemplu, mult timp nu înțelegeam unde au fost ascunse pozele favorite. Și uite că stau ascunse aici. Iar butonul opțiuni de vizualizare îți permite să ascunzi din galerie pozele care au fost partajate cu tine de alte persoane și screenshot-urile. Ce drept aplicația a devenit mai personalizabilă. Aici dai mai în jos unde ai butonul personalizat și reordonați, unde singur îți poți alege care colecții vor fi arătate în galerie și care nu. Toate aceste modificări țin de deprindere. Te asigur că după ceva timp nici nu vei ține minte cum arăta versiunea precedentă. Următorul punct e redactorul foto și video. Deci, în timpul editării unui video, în galerie poți alege viteza de redare a acestuia. De exemplu, dacă l-ai filmat în 60 de cadre pe secundă, păi de aici poți să-l încetinești în jumătate și să primești un video încetinit în 30 de cadre pe secundă. De asemenea, poți bloca și debloca raportul de părți când faci crop la poză. Pe lângă asta, acum poți salva poza editată aparte de cea originală, în caz că ai nevoie de ambele. Și încă o funcție, Clean Up, care va fi disponibilă abia cu iOS 18.1. De aceea, cu părere de rău, nu vă pot demonstra la moment. Din ceea ce am văzut pe internet, își face treaba destul de bine, mai ales că la momentul filmării e în versiunea beta. De aceea, sper că în momentul realizării să fie și mai bună. La fel, în iOS 18 a apărut și funcția de urmărire a cu ajutorul căreia poți interacționa cu telefonul. Din start cu minusul acesteia, trebuie să o setezi de fiecare dată când o pornești, cel puțin așa e la mine, și setarea aici nu e una din cele mai rapide. E ceva asemănător cu cea de pe Apple Vision Pro, unde trebuie să urmărești punctul de pe ecranul telefonului, în timp ce telefonul te urmărește pe tine, cum tu urmărești punctul. Asta e o funcție care, în condiții ideale, te-ar ajuta să interacționezi cu telefonul. Dar iarăși, nu lucrează atât de bine prin meniu să navighezi e ok, dar culegerea textului e un chin aparte. În orice caz, direcția e corectă, dar mai are nevoie de ceva upgrade-uri. Iar pe butonul de acțiune, acum poți seta o comandă din bara de stare sau accesibilitatea, ceea ce înseamnă că ai cu mult mai multe posibilități de interacțiune decât în versiunea precedentă, unde acest buton părea să fie pus doar ca să fie ceva acolo. O situație mai asemănătoare avem în prezent pe seria de iPhone 16 cu butonul cel special destinat pentru camera doar. În iMessage, acum când trimiți un mesaj alte persoane care are un iPhone, poți face textul interactiv. Dar asta lucrează doar de la iPhone la iPhone. Când vrei să trimiți un mesaj pe Android, meniul nu apare. Despre asta îți dă de înțeles și butonul de trimitere a mesajului, care e verde dacă destinatarul are un Android și albastru dacă are un iPhone. Ce ține de text? Alegi cuvântul necesar, apeși pe butonul de dreapta, e un A în viteză și alegi efectul necesar ai opt variante la alegere. Pe lângă asta mai ai și setările standarde de formatare a textului care de obicei le regăsești doar în Word. Browserul Safari la fel a primit careva modificări minore. Cum ar fi meniul de gestionare a paginii unde majoritatea opțiunilor au fost ascunse sub acele trei puncte de jos. Și noua funcție care o utilizez e ascunderea articolelor care distrag atenția. Odată ce selectezi obiectele, acestea se risipesc cu o animație plăcută ochiului. din alte chestii minore care le-am observat. A apărut modul de gaming care închide multe acțiuni din fundal și ridică productivitatea în jocurile mai grele. Iar atunci când interacționezi cu butoanele fizice, păi pe ecran îți apare o animație în direct cu butonul pe care îl apeși. Iar pe final de video, ca de obicei, vreau să le mulțumesc membrilor canalului care sunt mai mulți deja. În primul rând vreau să zic un bun venit lui Sharp TV și eu sunt rădoi. Deci băieții s-au abonat din aur, Sharp TV și a ales cel mai înalt nivel, deci Tech Guru. Băieți, vă mulțumesc foarte mult că credeți în mine și că v-ați abonat. Și desigur, vreau să le mulțumesc băieților care sunt de mai mult timp cu mine. Deci Cristian Sabo și Claudiu Răzvan Rus, deci băieții sunt abonați de câteva luni. Claudiu Răzvan Rus și-a ridicat nivelul de la teh entuziast la tech guru. Băi, îți mulțumesc foarte și foarte mult pentru Încrederea care ai în mine și puterea care mi-a dat-o când am văzut că ai ridicat nivelul. Îți sunt foarte și foarte recunoscător. Dacă ai vrea și tu să devii membru al canalului și să mă susții în ceea ce fac, dacă îți place contentul care îl fac în general, atunci jos este butonul Join sau în descrierea acestui video, la fel, am pus un link. Acolo, la alegere, sunt trei nivele. Poți alegi oricare din ele, deci eu voi fi bucuros de fiecare membru.